Drăgească, Comuna Lescani! Candidat Bănescu! Candidat Bănescu! Domnule Pitor Primar! Ale statului Drăgească, Comuna Lescani, domnul Petrică! Mihai! Vreau să vă adresez în domnul Vite, domnule președinte! Lasă copii! Hai, mergem pe cine, lasă să împărțim pâine aici! Ia și cu astea ta, da? Pe de deoparte! Hai, toți! Hai pe spre adușit! Hai, v-am găsit, să trăiți, să trăiască Cojeasca, să trăiască Răscaniu, trăiască Moldova, trăiască județul Iași. Sunt prima oară în viața mea în localitatea dumneavoastră, dar nu o să fie ultima oară, fiindcă m-ați primit cu atâta căldură, mă dor și degetele de la mână de cât de tare mi-a strâns-o. Doamnele care s-au culcat și s-au trezit cu mine de câțiva ani încoace, de asemenea m-au îmbrățișat, m-ați văzut, sunt eu cel de la televizor. Sunt chiar eu în carne și oase, mai mult oase decât carne, dar îmi face o deosebită plăcere să fiu aici în brațele dumneavoastră, în Moldova cea primitoare. Îmi pare rău însă că localitatea dumneavoastră nu este foarte plină de fonduri, nu e plină de asfalt, nu e plină de ceea ce v-ar fi trebuit. Cred că v-au furat ciocoii de 22 de ani încoace mai mult decât am știut noi cei de la București. Cred că mafia liberală de aici, mafia în general uselist-opedelistă, știți vorba noastră, usele și pedele aceeași mizerie, dar ceea ce v-au făcut aici ciocoii, cred că e greu de îndurat. Iar eu am venit să vă aduc speranța, să vă spun că se poate face o mare schimbare și că revoluția votului, revoluția violet, va începe și de aici, de la dumneavoastră din Lescani, începând cu 10 iunie. Dumneavoastră veți avea aici un primar de-al nostru din popor, un om care nu va mai fura banii, fiindcă nu știe să fure, și un om care va încerca să vă ajute pe fiecare în parte și să facă din Lescani, din Cojeasca, o localitate înfloritoare, așa cum meritați. Dumneavoastră să nu uitați că pe timpuri
cei din Moldova trăiau mult mai bine decât restul României. Astăzi, din păcate, după multe încercări de ridicare a dumneavoastră din sclavie, Moldova trăiește mult mai rău decât restul României. O dumneavoastră trebuie să fiți primii care să vă răsculați, ca și la 1907, atunci însă când înaintașii roșii n-au reușit, deci au ieșit cu furci și cu topoare, sau ca în decembrie 89, când pe aici prin Iași ați vrut să începeți revoluția înaintea Timișoarei, dar astăzi, în 2012, sunt sigur că o să reușiți, fiindcă astăzi suntem mult mai mulți, mult mai uniți. Ei bine, în 10 iunie, dumneavoastră nu trebuie să folosiți nici furca, nici toporul, nici arma, ci o ștampilă cu care să dați ciocoilor ceea ce merită, adică să le dați un vot direct în bot și să-i alungați din localitatea dumneavoastră. Alături de mine este și Vlad Hogea, viitorul președinte al Consiliului Județean, omul care, de asemenea, nu va mai fura din banii județului, ci va trimite aici în Lescan și în Pălgeasca fonduri pe măsură. Alături de mine a venit special de la Arad, președinta partidului nostru, Simona Man, o femeie ca și mea din popor. De asemenea, în caravanul nostru de speranță este și doctorul de suflete, patriotul numărul 1, Florin Pădurățeanu. Și desigur aici, alături de mine, este viitorul dumneavoastră primar, Dan Diaconescu al localității, omul pentru care ne-am întâlnit astăzi, omul pe care trebuie să-l aduceți în fruntea dumneavoastră, fiindcă pe buletinul de vot v-a stat scris Dan Diaconescu și alături numele dânsului. Dan Diaconescu, de fapt, sunteți dumneavoastră, fiecare de dumneavoastră e un Dan Diaconescu și doamnele care mă cunosc de atâția ani se culcă, se trezesc cu mine, dar mai ales domnii. Toți sunteți absolut extraordinari și toți trebuie să învingeți. Nu ratați ceea ce urmează după alegeri, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. Întrucât ploaia ne încearcă să ne fugărească un pic, dar noi o să rezistăm. Am rezistat la atâtea intemperii, așa că o să rezistăm și acum. Și ca să fim cât mai coinciți și mai scurți în discuții, vreau să-i dau, să-i ofer microfonul domnului președinte al Consiliului, viitorul președinte al Consiliului Județean Iași, domnul Vlad Hogea. Dragi prieteni, ploaie semn de belșug și acum de înălțarea Domnului e clar că trebuie să înălțăm și poporul violet din județul Iași ca la 10 iunie să-i schimbăm odată și odată pe ciocoi. Îi avem aici și pe viitorul primar al Lețcanului, domnul Petrică Mihai, pe care îl cunoașteți și îl cunosc foarte bine. Este viitorul primar al comunei Voinești, care în 2008 a votat un primar și acum trebuie să voteze un primar viu și nevătămat, domnul Vasile Iremia. De asemenea, e aici prezent primarul de la Horlești, domnul Nicolae Pascu. Este prezent primarul de la Tansa, unde am avut o adunare superbă săptămâna trecută, domnul Lucian Ciornei. Și primarul de la Dumești, domnul Dumitru Cătălin Pachița, comuna vecină cu noi. Suntem o forță în județul Iași și cu ajutorul nostru a tuturor vom face ca ceea ce a creat Dan Diaconescu în 19 septembrie 2011, cel mai important partid din istoria modernă a României, să câștigăm împreună alegerile locale. Doamne ajută! Și acum viitorul dumneavoastră primar are cuvântul în finalul acestei întâlniri extraordinare. Oameni buni din comuna Lețcan și din comunile învecinate care au avut plăcerea să vină să-l întâmpine pe domnul președinte Dan Diaconescu. Domnule președinte Dan Diaconescu, domnule președinte al Consiliului Județean, stimați oaspeți, numele meu este Petru Mihai, am 54 de ani, nu sunt bogat material, dar sunt bogat sufletește, am 5 copii și 9 nepoți și mă mândresc cu ei. Așa cum mă mândresc de fapt și cu dumneavoastră, cu toți oamenii de bine din sat, din comuna Lețcan. Prea multe n-am să vă zic acum, sperăm că o să stea ploaia și eu o să rămân în continuare cu dumneavoastră și o să discutăm mai multe probleme care țin de comunitate. Acum, dacă spune neșansa noastră este că a venit un pic de ploaie, lăsați că e bun, tot ce dă Dumnezeu e bun. Acum da, mulțumesc mult, așadar nu ratați ceea ce se va întâmpla după aceste alegeri, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. A început deja belșugul cu venirea noastră în localitate. O să vedeți totuși că după alegeri chiar vor veni bani aici și veți avea ce să investiți. Veți primi și cei 20.000 de euro dacă ne va ajuta Dumnezeu
și dumneavoastră poporul ne veți ajuta să câștigăm aceste alegeri. Mulțumesc încă o dată pentru felul în care rezistați și ați răbdat 22 de ani și acum ați mai răbdat puțin și în această ploaie. La revedere, pe curând! Președinte, dacă aveți timp, 2 minute, domnul consilier din partea Partidului Poporului Dan Diaconescu, domnul Costel Coțovanu, un solist desăvârșit, un om de o calitate rară, vrea să vă transmită un mesaj scurt, 2 minute, dacă ne permiteți. Domnule președinte, domnule profesor Condrățeanu, toată stima, bine ați venit în satul Cogeasca, comuna Lețcani. Domnule președinte Dan Diaconescu, domnule Petrică Mihai, viitor primar al comunei Lețcani, dragi constătăi, stimați invitați, azi la zi de sărbătoare, deosebită pentru noi toți, ne-a dat bunul Dumnezeu să avem în mijlocul nostru pe cel mai iubit și stimat președinte de partid al poporului, domnul Dan Diaconescu. Eu personal și în numele dumneavoastră, pentru cuvintele sfinte ce mi le-a adresat nouă și întregii comunități, este pentru prima oară când în satul Cogeasca, comuna Lescan, ne-a pășit pragul un respectat președinte de partid. Comuna Lescan este poarta sfântă de intrare dinspre perla României, care este Bucovina, în capitala Moldovei, Iași. Ne bucurăm încă o dată că la o zi mare de înălțarea Domnului, domnul președinte Dan Diaconescu ne-a călcat acest sat cu drag. Domnul președinte, vă mulțumesc din suflet și ne vedem cât de curând la OTV. Vreau să vin la dumneavoastră să reprezint comuna Lețcani, eu și cu un colectiv de copii. Vă mulțumesc, să vă dea Dumnezeu sănătate și Doamne ajută! Evident că ploaia s-a oprit deja, fiindcă urmează la microfon să vă vorbească patriotul numărul 1 al țării, doctorul de suflete Florin Condrățeanu. Vă pup pe suflet, se adeverește pentru a mia oară că sufletul moldovenilor n-are egal. Gerați o mulțime uriașe din comuna dumneavoastră, a plouat destul de convingător și tot a rămas o mulțime. Meritați dumneavoastră, moldovenii, toate meleagurile județului Iași, tot ce e mai bun în lume. Iar Dan Diaconescu gândește în planul lui ca fiecare român să aibă o îmbunătățire a vieții, ca fiecare obraz de român să nu mai cunoască lacrima sărăciei, a lipsei locurilor de muncă, a plecării în privegie, a fiilor obligați să muncească la mii de kilometri. Diaconescu, tot ce a gândit cu partidul lui, este dedicat și este pus în palma dumneavoastră, a poporului român. Iar el, tot ce a întreprins, a însemnat succes. N-a ratat nimic. Și atunci, haideți să aducem la butoanele de comandă ale României, ale României, acest partid în frunte cu Diaconescu, de patrioți, de oameni care nu-și propun altceva decât binele dumneavoastră. Diaconescu nu vă va trăda, Diaconescu va continua să nu doarmă pentru a gândi noua Românie, pe care cu votul dumneavoastră și poporul și românii și ieșenii o veți înfăptui. Trăiască Iașul, județul Iași, Moldova, România și tot ce înseamnă sufletul românesc. Fiindcă știu că aici de vreo 12 ani încoace s-au tot fraudat alegerile, ciocoiul dumneavoastră local vă cumpără, vă amenință, vă fraudează, vă înșală de foarte, foarte mulți ani, așa cum fac și alți ciocoi din România. Sfatul meu final este următorul: când va veni să vă dea 500.000 de lei sau 1.000.000 de lei pe votul dumneavoastră, să-i luați banii, să-i cereți oricum mult mai mult, fiindcă toți sunt banii dumneavoastră, sunt de fapt din portofelul, din pensia, din salariul dumneavoastră, din banii pe care vi-a furat, să-i luați banii și să-i dați o mare țeapă,
să-l votați vă Petru Mihai, aici primar al dumneavoastră. Oricum, ei se tem de forța dumneavoastră, dacă ați existat dumneavoastră și în această ploaie, într-un număr atât de mare, încarcă alegerile sunt ca și câștigate de dumneavoastră, de violeți, de Partidul Poporului și, de fapt, în 10 iunie nici n-ar mai trebui să se întâmple nimic decât să sărbătorim, să ne reîntoarcem aici și să sărbătorim victoria în această localitate. Eu mulțumesc oricum tuturor doamnelor, în special de aici, din această așezare și domnilor, desigur. Vă mulțumesc de pe acum și vom reveni aici ca să consfințim acest slogan al nostru. Nu ratați viitorul mandat de primar al domnului Petru Mihail, al Dan Diaconescu de aici din Lăscani, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. Dar acum vă spun doar atât, că nici la dumneavoastră aici în localitate nu se mai găsesc deloc morcovi, este criză mare de morcovi, fiindcă toți morcovii sunt în fundurile ciocoilor de aici din localitatea noastră, în fundul ciocoiului liberal și a celorlalți care vă conduc de peste 12 ani. Mulțumesc încă o dată, la revedere Lăscani, la revedere tuturor lăscanilor de aici. Și acum, stimați invitați, pentru domnul Diaconescu, sus mâinile, copii! Bine, la revedere, domnule președinte! Multă sănătate vă dorește comunitatea din satul Bocească, comuna Lăscani! Vă mulțumim, domnule președinte, că ați fost în mijlocul nostru! Noi vă dorim multă sănătate! Rămâneți în continuare pentru petrecere, stimați invitați!